Se spovedeați, se... Eu sunt sigur că fostul profesor de religie a îndemnat-o către chestia asta. Pentru că o să vă arăt anumite înscrisuri ale ei, scoase din... Când a plecat de acasă, mi-a șters memorie de calculator. Tot. Și a șters absolut tot. N-a lăsat nicio urmă. În schimb, a fost sfătuită să nu ia bani de acasă. A spus, mi-a mințit că și-a manetat aurul și argintul, dar în realitate l-am găsit în bagaje, deci cineva a ajutat-o cu bani. Asta este agenda, știu. Vreau să-mi citiți paragraful care v-a îngrozit cel mai mult. Când i-ați găsit, asta e agenda fiicei dumneavoastră. Da. Deci ea aici ce a scris? Ea aici a extras, probabil, știind că o să șteargă memoria calculatorului, a extras din mesajele care le-a primit, scrie clar, numele meu este Marian Lucian. Deci numele este profesorul de religie. Profesorului de religie. Ce îi spunea profesorul de religie? Plecarea la mănăstire, înseamnă moarte, cu tot cu înmormântare. E o trecere într-o altă viață. Unii o fac mai brusc, alții mai pregătit, alții își propun să o facă, dar ăla cu coarne îi îndeamnă să-și schimbe planul. Bătălia e mare, miza e mare. Când ați citit rândurile astea, ce ați simțit? Am simțit că ceea ce face omul ăsta n-aș putea să fac pentru un străin. Deci dacă el la profesor, ca profesor, în afara orelor de curs, predă și are convorbiri de genul ăsta cu elevii, asta nu e profesor. Asta simt eu. Poate să mă condamne oricine. Deci, doamne, ți-ai făcut ora de curs. Tot nu vezi de treabă, nu e niciun fel de problemă. Nu-ți... Acum, dacă ar fi să-mi dau copilul la școală. Am văzut ceva mai devreme, aveați lacrimi. Sunteți disperat. De 2 ani de zile, toți din familie, aceeași. În aceleași momente trecem nopți neadormite, gânduri, e singurul copil.